Știu așa, dumneavoastră realizați că toți acești oameni frumoși, minunați, s-au strâns aici pentru dumneavoastră? Da. Și ce simțiți în aceste momente? Eu am fost atent la cea mică. La cea mică pe la care... La cea mică cred că am fost absolut. La dans, dar are ceva emoții acolo cu mami din ce vedem, dar o invităm mai încolo la dans. Maestre, mă bucur, se vede frumos ce este aici. Este superb și... Suntem atât de bucuroși pentru că ați venit, nu vă puteți imagina. Eu o să vă rog puțin să veniți așa lângă noi, să mergem mai întâi aici către publicul nostru. Avem multe, multe doamne frumoase, minunate. Nu plecați. Bună dimineața, doamna Maria. Bună dimineața tuturor. Încercăm cu toții să cântăm împreună. Haideți aici lângă mine. Da? Banii aduc fericirea? Da. Toată lumea știe versurile. Nu există persoană care să nu știe. Așa este, mă aprobați, v-am văzut. Da, sonul? Cântăm și noi împreună. Da. Hai. Refrenul, nu? Refrenul. Dacă ai ști și tu, tare, tare! Banii n-aduc fericirea. Dacă ai ști și tu, mai de preț este iubirea. Și mai tare! N-ai face că ea ca măicuța ta și-ai fugi cu mine în lume. Las-o să te vândă prin avere multă, iar mie lasă-mi iubirea. Iubirea, multă iubire pentru maestrul Dan Ciotoi. Vă mulțumim tare mult. O să-l... Cum, doamna Maria? Alături de Antena Stars. Bineînțeles, așa. Doamna Maria, dar aveți așa vreo amintire pe piesele maestrului Dan Ciotoi? Nu, mi-aduc din tinerețe aminte. Nu mi-aduc aminte. Dar există, cu siguranță. Există. Nu vii să arunc niciodată lanțul de iubire? Încă nu. 38 de ani de căsnicie. Aplauze pentru căsnicie. Aplauze. De 38 de ani, doamne. Toate femei și-ar dori un soț ca al meu. Ei, doamna Maria, să fiți fericită, să fiți fericite. Nici nu i-a căzut lanțul niciodată? Nu, încă nu. Deci e dragoste adevărată la ei. Foarte frumos. O să răpim foarte puțin pe maestrul Dan Ciotoi. Vă invităm, maestre, să luăm și un loc aici pe canapea. Dumneavoastră pe fotoliu alături de noi. Pentru că nu mai trebuie să vă spun... Ce bucurie uriașă este să vă avem aici astăzi, în această dimineață, pe plaja Cleopatra din Saturn. Și evident că n-am cum să mă abțin și să nu vă întreb dacă vă aduceți aminte de spectacolele de acum mulți ani de zile de la mare, printre primele pe care le-ați avut. Le țineți minte? Ba da, primele spectacole din când a venit vara. Noi am început concertele cam în primăvară, așa? Da. Și... Mi-aduc aminte chiar primul spectacol la Sala Soveja, așa-i spunea. Deci acum câți ani? Acum? În 90. În 90, acum 30 de ani. 32 de ani. Wow! 32 de ani? Da. Bun. Da. Și ce a fost interesant, că a început ploaia și toată lumea a stat în ploaie. Și nimeni nu a plecat. N-a plecat. Bine, era și de așteptat. Da, da. Dar piesa asta pe care o cântați acum, câți ani are? E prima piesă cumva sau... Nu e prima piesă, asta a fost de pe albumul 2, datează 1991. Deci undeva 30 de ani. Da. Prima piesă care a avut succes a fost S-a rupt lanțul de iubire. Ehe. Și după aceea a urmat toate celelalte hituri, adevărat. Vă dați seama cât de frumos poate să fie pentru un artist ca după 30 de ani, 30 și ceva de ani, oamenii să știe în continuare să fredoneze vers cu vers, vers cu vers. Da, și noi ne-am mirat. Am avut o perioadă care am fost retrași, nu am mai apărut pe piață. Chiar așa, cât a durat acea perioadă? Din 2000 până în 2008. Bun, 8 ani de zile. Da. Și cum asta... au arătat acei 8 ani pentru dumneavoastră? Vreau să știu. 8 ani nu... Noi n-am fost prezenți pe media atât, dar vă dați seama că muzica noastră exista în casele oamenilor și aveam evenimente mai puține, dar aveam, nu am dus. Deci existau oricum evenimente. Da, exista. Și în 2008... Am editat un CD cu piesele vechi care nu... Casele de producție nu voiau piese vechi, doar piese noi. Și cu... După ce am editat la revista Taifasuri CD-ul ăsta, s-a vândut în 2 ore tot tirajul, a fost bombă de piață, nu știu cum să zicem. V-au recunoscut că au greșit? Bombă de presă, da. Și de atunci am revenit pe piață, din 2008. Cum vi
vi se pare acum că s-au schimbat generațiile? Dacă înainte vă bucurați de numărul impresionant de bilete, nu știu, vândute, de numărul de albume, de casete, de apariții la televizor, cred că nu erau atât de importante, nu acum foarte mulți ani de noi zile. Nu, cum... Deci noi nu n-am apărut, n-am avut nicio legătură cu televiziunea. Da. Am apărut din... dorința oamenilor de a asculta muzica noastră. Și cum era mai bine, maestre? Atunci sau acum? Atunci era mai natural. Acum se poate forța nota. Avem industrie muzicală. Poți să iei un cântăreț, îl bagi în fabrică, îl prelucrezi. Da, sunteți de acord cu mine că este mult mai, cum să spun, mai important acum să apari și să reușești să te și menții? Pentru normal. Că, într-adevăr, acum industria muzicală este mult mai mare, mai diversificată, mai da, amplă. Da, da, da. Însă este cu atât mai greu. E un produs, ca să zic, puțin forțat. Dar să știți că tot naturalul rămâne, partea organică. Așa e. Se poate forța, dar trebuie să forțezi mereu după aceea. E ca un... ca un drog care trebuie să-l lei mereu. Și ați dacă demonstrat cu partea lei, organică și cu naturalul. După 32 de ani, lumea la fel de mult vă iubește și la fel de bine vă cunosc piesele și le pretonează alături de voi. Da? Și s-au apropo de toate vârstele. Și fac parte din viața lor normală, da. Vreau să mă știu cum stați cu meditațiile. Am luat vacanță. Ați luat vacanță, da? Da? Și am uitat tot. Ei, nu se poate așa ceva, sigur trebuie așa să mai... Așa mi se pare, așa mi se pare, da. Dar trebuie să vorbim, trebuie încep să vorbim... cursurile din septembrie. Aha, dar nu cu aveți elevii. Cu cine să vorbiți între timp în limba engleză? Ne oferim noi dacă doriți, să știți. Nu, nu, cu vorbitul nu stau bine, cu stau vorbit... mai bine cu scris. Opa, e foarte bine. Deci m-a interesat să pot să citesc articole și acum mă descurc mai bine. Dacă înțeleg ceva din... chiar dacă e 50%, dar mai știu despre ce este vorba, da. Că eram... Aveți cumva planuri să ne părăsiți, să plecați prin America, pe undeva? Da, plec sau? În America, da, în păi, octombrie. Stați un pic. Plecați în turneu sau? O săptămână, două, trei, nu? Nu, nu, nu. Nu mai mă întorc până nu trece... Domnul Ciotoi, stați un pic, hai, eu v-am întrebat. Acum... Nu, nu se poate. E deci, o glumă. Până nu trece nebunia. Deci, atenție, în luna octombrie... Da. Veți pleca în America... Da, da. Pentru o perioadă de... Nedeterminată. Nu cred. Păi, nu mai mă întorc până nu trece valul 8. La cineva, la cine plecați? După ce trece valul 8, mă întorc. Dar la cine plecați acolo? Plec să cânt. La românii din America, nu? Deci de ce alegeți să vă lăsați țara, publicul, pe fiindcă noi? Fiindcă aici nu se mai poate cânta. Ați văzut, ne închid iară se întâmplă minuni și dacă n-am activitate aici, acolo o am. De când ați luat această decizie? Săptămâna trecută. Vorbiți serios? Păi da. Și nu adică spuneți... proaspăt, de când mi-a ieșit viza. Întâmplător... A, deci nu întâmplător v-ați apucat de meditații, da, la limba engleză. Nu, nu, dar nu. Familia ce spune? Mă așteaptă cu drag. Păi asta zic. Veți fi cu toții acolo sau o să-l mai lăsați pe cineva aici, din familie? Nu, merg singur, fiindcă acolo sunt cheltuieli. Încă o persoană înseamnă cheltuieli păi foarte mari. Păi și soția ce face? Mă așteaptă. Unde? Acasă. În România? Da. Plecați singur fără soție? Da. Nu, mai ia cu leșim pe mine. Încă mai încerc să văd dacă mai putem. Și acum vreți să cântăm S-a rupt lanțul de iubire. Dar eu ea nu știe? Mai vreau să cântăm asta. Ea știe? Nu, schimbăm piesa. Păi și ce a spus când a aflat că plecați? Știe mai demult că urmează să plec. Deci știți, eu tot nu înțeleg această... Adică, ok, dacă... nu știu cum să formulez totuși ca să nu pară. De ce ați ales după atâția ani de zile, când vă bucurați de un real succes, când iată, aveți și spectacole, oamenii vă iubesc, ce vă face să, nu știu, plecați de aici, atât de departe, gândindu-vă că, nu știu, o să vă întoarceți peste foarte mulți ani sau poate chiar deloc? Din cauza că activitatea mea se suspendă. Dar de unde știți că artiștii încă sunt aici, încă susțin spectacole? Acum, dar n-ați auzit de valul 4? Se tot vorbește, se vorbește de foarte mult timp. Acum ce vorbește să facem? De vară, cu poate cine veni poate, și în America, ce vă face să credeți apropo, că acolo nu se întâmple? Acolo am stat de vorbă, n-a auzit nimeni de așa ceva, nu a dat pe posturile TV, nu a apărut bine, știrea asta. Soția dumneavoastră vrea să plece și ea cumva să vină, poate între timp sau... Nu, ea nu. Ea niciun caz nu vrea. Nu. N-a vrut. Dar vă susține, să înțeleg.
Da, mă susține, normal. Bun, și să presupunem că vine acest val 4, da? Sau da. Să presupunem că nu vine deloc, sau dacă vine, durează puțin. Când va trece totul? Să zicem în 2 luni, 3 luni, mă o întorc. Să mă întoarceți? Da, mă întorc. Și într-o lună pot să mă întorc. Și dacă nu, ne vedem când? Dacă nu, cred că în preajma sărbătorilor. De sărbători mă întorc. Incredibilă, da. V-ați mutat definitiv? Ați luat în calcul această variantă? Nu mă mut, nu. Nu vă mutați? Nu, că acolo sunt și lucruri bune, sunt și lucruri rele. Deci nu e totul chiar așa. Acum sincer mi-ați luat o piatră de pe suflet. Vă simțiți și ușor dezamăgit trăind aici? V-ați fi dorit să aveți, nu știu, parte eu de m-am, asta tot? M-am obișnuit și cu răul și cu binele. Deci mă împac cu amândouă. Mă setez când e rău, mă setez când e bine. Vă adaptați, da, în funcție de situație. Da. Da, nu se va rupe lanțul de iubire? Nu. L-am sudat, e bine sudat. L-ați resudat. Da. L-am sudat de 3 ori. O bucur... De câte ori? De 3 ori. Eu știam doar... Când a fost ultima dată? O și una mai secret, așa. Fost mai... Dar de mult! De mult, de mult, de mult. Dar gata, să înțelegem, gata, că nu se mai poate. Gata. Nu se mai poate, asta e. Și dacă nu vă întoarceți repede, uitați-vă bine la noi. Venim după dumneavoastră în America. Ascultați-mă ce vă spun. Mi-ar pare bine. Da? Da. Vă invităm acum să ne mai cântați a doua piesă, pentru că, vedeți, deja publicul nostru este aici alături de noi și așteaptă cu nerăbdare să vă asculte.